Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Haideți să vorbim acum despre tacâmuri în limba engleză. Să învățăm cum se spune la tacâmuri și care sunt numele acestor tacâmuri. Cum spunem tacâmurile? The cutlery. The cutlery. Și acum haideți să vedem câteva cuvinte care se referă la diversele tacâmuri. Să începem cu primul cuvânt, the festive dinner. The festive dinner. Înseamnă masa festivă. The cutlery. The cutlery, tacâmurile. The set of cutlery. The set of cutlery. Este setul de tacâmuri. The spoon. The spoon este lingura. The fork. The fork este furculița. The knife. The knife este cuțitul. The teaspoon. The teaspoon este lingurița. The soup ladle. The soup ladle este polonicul pentru supă. The sauce ladle. The sauce ladle este polonicul pentru sos. The cake palette knife. The cake palette knife. Ce înseamnă asta? Este paleta pentru tort. The sugar tongs. The sugar tongs este cleștele pentru zahăr. The salad servers. The salad servers sunt lingurițele pentru salată. The whipped cream spoon. The whipped cream spoon este lingura pentru frișcă. The stainless steel. The stainless steel este oțelul inoxidabil. Și the silver. The silver este argintul. Haideți acum că am citit și am tradus aceste cuvinte, haideți să le repetăm pentru a le reține. Să începem cu primul cuvânt, the festive dinner. The cutlery. The set of cutlery. The spoon. The fork. The knife. The teaspoon. The soup ladle. The sauce ladle. The cake palette knife. The sugar tongs. The salad servers. The whipped cream spoon. The stainless steel. Și ultimul cuvânt, the silver. Iar acum că am învățat cuvintele, haideți să formăm și propoziții cu aceste cuvinte. Să vedem prima propoziție. On holidays, tradition dictates that we organize festive meals. Haideți să repetăm. On holidays, tradition dictates that we organize festive meals. Cu ocazia sărbătorilor, tradiția impune să organizăm mese festive. In order to make the table as beautiful as possible, we must first choose a suitable set of cutlery. Haideți să repetăm. In order to make the table as beautiful as possible, we must first choose a suitable set of cutlery. Ce înseamnă asta? Pentru a face masa cât mai frumoasă, trebuie să alegem în primul rând un set de tacâmuri potrivite. The most precious cutlery is silver, but the most hygienic is made of stainless steel. Haideți să repetăm.
The most precious cutlery is silver, but the most hygienic is made of stainless steel. Și asta înseamnă? Cele mai prețioase tacâmuri sunt cele din argint, dar cele mai igienice sunt cele de oțel inoxidabil. Haideți să trecem și la următoarea propoziție. Next to the plate, we will put a spoon, a fork, a knife, but we also add a teaspoon. Haideți să repetăm. Next to the plate, we will put a spoon, și sper că repetați după mine ca să învățați cuvintele mai repede, a fork, a knife, but we also add a teaspoon. Ce înseamnă asta? Lângă farfurie vom aranja o lingură, o furculiță, cuțitul, dar punem și o linguriță. For soup or sauce, we will use the soup and sauce ladle and the salad spoon. Să repetăm. For soup or sauce, we will use the soup and sauce ladle and the salad spoon. Dar pentru a ne servi din vasele aduse la masă, vom folosi polonicul pentru supă sau sos și lingura pentru salată. For dessert, we use a cake palette knife, sugar tongs, or a whipped cream spoon. Haideți să repetăm. For dessert, we use a cake palette knife, sugar tongs, or a whipped cream spoon. La desert folosim paleta pentru tort, cleștele pentru zahăr sau lingura pentru frișcă. Și acum haideți să mai repetăm o dată toate aceste propoziții pentru a le reține și a învăța cum să folosim cuvintele în cadrul conversației, în niște propoziții. Haideți să începem cu prima propoziție. On holidays, tradition dictates that we organize festive meals. In order to make the table as beautiful as possible, we must first choose a suitable set of cutlery. The most precious cutlery is silver, but the most hygienic is made of stainless steel. Next to the plate, we will put a spoon, a fork, a knife, but we also add a teaspoon. For soup or sauce, we will use the soup and sauce ladle and the salad spoon. For dessert, we use a cake palette knife, sugar tongs, or a whipped cream spoon.